Salut! Noi suntem Cocolix. Și uitați-vă câte... Uitați cum arăta copilul nostru din Roblox. Are foarte mult volum la păr. Felix, haide data viitoare, dacă tot facem și am început seria asta de Halloween, haideți să ne îmbrăcăm și noi halloweenistic, ce spui? Da, scrieți în comentarii cum vreți să ne îmbrăcăm de Halloween. Scrieți, Felix, Cristina, vreau să îmbrăcăm eu așa și dați-mă o listă de Halloween ca să fim halloweenistici. Ia ziceți acolo, până vreți să ne facem, rupeți butonul de cocolai. Și scrieți în comentarii ce jocuri vreți să jucăm de Halloween, cât de sperioasă, cât de Halloween. Uite, acolo este un păianjen foarte mare pe casă, l-ai văzut? Cine l-a văzut, să scrie în comentarii. Tu cum te simți dacă avea un păianjen pe casă? Depinde cât de mare e. Dacă e unul mic, cât ala? Nu prea mă aștepți bine. Da, acum, seara de Halloween. Cristina, de Halloween, oase. Mergem pe oase. Nu, ocolești oasele, nu mergi pe oase. Nu, adică mergem printre oase. Da, printre oase. Cristina, uite-te, ăsta este os. Ăsta e ciolan. Ciolan de dinozaur. Ciolan de dinozaur, fasole cu ciolan. Mamă, ți mâncă tot orașul dacă ciolănești un dinozaur. Și uite, aici sunt dovleci. Uite ce mari sunt dovleci aia de jos. Vreți anul acesta eu și Felix să sculptăm dovleci și Carolina să reacționeze la ei? Deci pot să zic că eu am inspirație de Brâncuș în mine. Adică fac culoarea infinitului de dovleci. Ce spuneți? Vreți pe canalul meu în seara de Halloween să Marco să vrea dovleci, ei vor. Uite, Cristina, pe coșciuge. Oi de mine. Nu vreau să merg pe coșciuge, e foarte scary. Pentru mine nu-i scary coșciugele, scary dacă sunt coșciugele pline. Ai scary. Cine știe, poate chiar sunt pline. Cristina, fătură casa exteriorului. Deci asta este vila noastră, ia uitați. Dar nu e a mea, bă, venit la cineva ca mea, nu-i vreau cu să fie a mea, odată ce trece Halloween, după aia fac curat și nu mai este cu păianjen. Și cum îl scos pe la mare de pe da, casă? Da, o cu mătura. Da, știu, că e mai mare decât mașina. Ia, că bă, de aici. Uite, dar am vrut să mă urc să mă cocoț la el, nu? Uitați ce fain am decorat aici de Halloween. Tu ai decorat. Eu. Mai pune pe mine. Eu am decorat. Uite, Cristina, aici... Ai putut să te urci pe la? N-am mai avut bani de gal până aici. Nu, acolo este o prăpastie. Dar de ce n-am pus gal la prăpastie? Păi intenționat, dacă cineva te supără. Deci stai să înțeleg. Eu am pus gard aici unde este... Oh, și pot să mă urci pe asta. Unde este gard view? Deci s-a pus gard aici, unde nu trebuia și acolo jos n-ai pus. Deci eu vă spun, dacă aveți o casă, puneți gard la prăpastie. Nu știu cu ce constructor ai făcut tu casa asta, Feri, dar... Cristina, eu așa am cumpărat-o, că eu dacă o făceam 8, știi cum ești? Ia uitați! Oh my god! Se mișcă! Cristina, dar se mișcă, nu-i lăsa să se miște. Uite, dar vreau să mă rotesc puțin pe ei. Wow, ce șmecherie. Zici că e un par de distracții. Bă, dar te cam amețește puțin, așa este? Adică simt amețeala. Aoleu, era cât pe ce să cad. Uite, Cristina, aici donezi. Dar de ce să donezi? Adică cine e nebun? Măcar să-mi dai ceva în joc, mă, adică da, să donezi. Da, dar și mie ceva dacă vrei să donezi. Intrăm pe ușa asta? Uite că râde asta de pe jos, când ce se află aici? Aici ce trebuie să trecem? Pe niște salam? Asta nu știu ce e salamul ăsta. Asta cred că e bucată de salam. Bucată de salam sau, de... Sau cârnat. Cârnat de Halloween. Cabanoș. Știți cum e tradiția de Crăciun să faci cârnați? Hai să fie și de Halloween, faci cârnați. Cristina, vezi că se rup oasele astea că nu-s de firmă. Serios? Ia să văd. Ia să vezi. Sar. Auleu. Că nu sunt oase de firmă. Băi, dar ce noroc am avut. Și uite pe anjul ăla de te urmărește. Ai de mine. Auzi, dacă asta nu mai are acoperiș, ce s-a întâmplat? Fraților, vă vedeți că nu are tavan? Deci deja vă faceți o casă, vă trebuie tavan. Plouă în casă, băi. Aici ploaie, că afară ploaie. Da. Nu plouă, că nu-s ouă, ploaie. Bine, tu îi vezi prostii pe Cocolici. Bă, ce râde, îmi place când se salvează în ăsta, ia uite și tu. Și mie, ia uite. Ok, deci ăsta este interiorul casei. După cum vedeți, nu ne-am sinchis să mai punem și pereți. O bucată de casă așa mare toată. Ce designer, nu l-am cu stil. Fashion designer. Aici avem un ochi într-o gogoașă. Stai pe ochi. E fain, să știi că e faină. Și asta e ochi roșu. Îmi place gogoașa asta. Oh, vezi că șoasele astea se strică. Dar ele tremură. Nu că tremură, se scutură cu tine. Eu vreau să mă urc puțin la peanjul ăsta. Nenea, vreau să-l trag puțin de mânuță. Da, că dacă s-ar mișca, știi cum te-ai cățărat pe pereți? Să știi, este adevărat. Eu vă spun, nu mergi la peanjul. Ai grijă că aici te împiedici de covor. Dar oare ce sub covor? Salam? Băi, eu am căzut, am leșinat, am căzut ca o scândură și m-am topit. Te-ai topit? Păi așa te topești când cazi pe covor. Să-ți beau o gură de apă, că am foarte multă. Sunt dehidrate, dăm și în apă. Am o singură gură și am dat și strop. Și eu, deci Cristina, e vina ta, deci m-ai pus să beau apă. Ok, deci eu trebuie să trec încă o dată pe acest. Da, nu atinge salamul din covor. Ok. Nu, e parizer. Parizer. Nu, e caltaboș. Aoleu, cel mai rău cuvânt din România este caltaboș. Bă, ce mă sperea pe angelul ăsta încolo. Deci eu consider că nu este alt cuvânt mai urât. Caltaboș? Sau știți voi alt cuvânt mai urât decât caltaboș? Școala. Școala de caltaboș. Dar ce se întâmplă? Ce știți asta? Asta spune de pajangen, dar mai de firmă. A, nu, știi ce sunt? Te-o prins pajangenul. Mă prind. Mi s-o duc și machiajul? Știți ce-s astea? Sunt bucăți de cearceaf.
făcute nod și adăugate ca să fie lungi, ca să poți să evadezi. Da, și lipite. Ăsta îți pune de pajaje de firmă. Dar... Ai, băi, nu poți să crezi așa ceva, ce se întâmplă cu mine? Păi, dar sar și tu la distanță, erai cu nasul și după aceea sărit în față. Tu ai space și în față. Știi ce se întâmplă în față cu mine? Space. Mă uit peste tot și admir. Și space cred că și în față, nu în față și space, da? Și abia acum admirăm. O, ce? O, ce fain salvează. Ăsta e holul păianjenilor. Uite, uite Cristina sus ce fain e. Auleu, ia uitați. Unde trebuie să ne ducem? Prin coșciug. Wow. A, sus, am crezut că la coșciug. Dar bine, Cristina, hai să facem obi în sus. Hai să vedem. Obi pe coșciug. Oh, ce am crezut că se strice asta. Auleu. Am crezut că se strice, dar nu se strice. Se strice. Oh, ba, se strice. Felix, dar de ce? Pe ce ai căzut? Nu știu, dar de ce nu mai... Am atins să... Mai voi să atingi chestia albă? Web-ul, da. Ah, deci asta este pânză de păianjen, de fapt, nu-i cearceaf. Eu ți-am zis, e hai de gămerule, hai de... Dar Cristina, dar să știi că nu-i... Bă, dar nu-i... Deci, ai căzut iarăși? Dar tu râzi de mine, că eu n-am reușit să trec, adică crezi că eu nu sufăr, că n-am reușit să trec, sufăr mult. Hai de Felix afară, că iau-te ce se întâmplă! Este un portal în gura unui clon! Oh, cu dinții galbeni! Dar nu pot să trec, nu știu ce are. Dar de ce nu poți să treci, frate? Dar nu știu, ai stricat o pânza. Vrei să te trec eu? Ia uite câtă încredere are Neac odată în viață. Odată în viață a trecut și ea înaintea mea. Dar auzi ce făceam? Vrei să te trec eu? Iar n-am putut să trec. Vrei să te trec eu? Du-te fără bine, Cristina. Zici că sunt o profesoară de chimie. Așa zicea. Vrei să te trec eu? Tu chiar nu mă aștepți? Păi dar nu. Stai puțin. Here jump on my shoulders, then use the tombstones to get across. Păi trebuie să treci pe umerul lui și după aceea pe mormintele astea. Eu nu pot să trec. Dar de ce nu poți să treci pe frate? Vrei să te trec eu? Bă, dar nu mai e să mă treci tu, că parcă ești o profesoară. Vrei să te trec eu, vin la meditații și te trec eu. Pur și simplu nu trebuie să atingi ale albe. Wow. Așa. Haide, gamerule. Auleu, auleu, am căzut. Am căzut în cimitir. Am trecut. Și cel mai tare. Obi în cimitir. Ia vrei să te trec eu? Nu! Obi în cimitir? Hai de capul meu. Nu! A venit gamerul și mă trece. Trebuie să ne concentrăm. Pe bune? Oh, iar mergem la clovni. Știți vorba aia, cei din urmă vor fi cei din tâi? Este foarte adevărată, vă zic sau eu. Cei din tâi sunt din tâi dintr-un roc. Hai. Uite, stau căzut fix la sfârșit. Oh, poate văd că mergem intrăm în vortex? Da, în clovnul de Halloween. Haide. Bă, mă, dar ce dinți galbin are. Hai chestia să facem nedați ori nedați. 500 de... Caltaboș de sau cârnați, hai. Ce sună. Haide. Cere caltaboș. Salut, cineva acasă? Aveți nedați caltaboș? Vreau și caltaboș. Ah, bomboane. 81 și trebuie să colectăm 500? Ce darnici sunt. Foarte darnici, eu cred că dacă sunt prima, mie îmi dă mai mult, știi? Tu după aia, dacă vii după mine, ți-e dă mai puțin. Mi-a dat dublu față de tine. E, nu. Că i-am zis că iau și pentru frate-miu. Nu, ți-a dat 82. Ia și pentru frate, mă, știi? Trebuie să mă duc la, uite, la ușa asta. Ce căsuțe, frate. Este unde dăm mai păianjen pe una dintre case? Da, dar nu e fain păianjen, nu? Ne dați și nouă. Voi ce faceți de Halloween? Mergeți și bântuiți casele pentru... Să le bântuiască? Pentru bomboane. Dar eu n-am înțeles, nu mi-a scris nimeni în comentarii. Se dă bomboane la român? Ce se dă? Bani, bomboane? Cum se cântă de Halloween? Mergi doar așa costum? Dar chiar, ce cânt? Zici doar ne dați sau ne dați? Practic, te duci la cerșit. Pe dacă... Uite, știu, mi-a închis ușa în nas. Nu, zice, dar nu cerșit, e colindat. Păi da, dar la colindă le oferi și tu un cântec, știi, o colindă, dar aici doar să-ți dea. Dar dacă mă duc cu un catalog, zice că-s profesor? Băi, dați-mi și nouă. Mi-a dat. Câte ai? 400... 25. 28. Băi, mi-a dat mai mult că sunt fată. Da, și te îngraș. 500, obiectiv complet. Ți-am zis, vreau să zic o căciune. Objectiv? Objectiv. Dar ce engleză lupește, vorbește. Adjectiv. Obiectiv complet. Adjectiv. Tu zici franceză pe acolo, ce zici? Obiectiv complet. Ok. Mă lasă, bă, că eu la școală eram boss. Completement, bă, dar... Haide, gata, e completimat, hai. E completimat? S-o deschid cimitirul, hai. Dar vreau să mă duc în cimitir. Vrei, Cristina, este un cimitir labirint. Da, ce mai, tot ce vrei, hai, du-te, du după tine. Stânga. Nu, pe acolo, da, hai. Dar de ce nu pe aici? Pentru că eu am văzut, am calculat și am văzut, hai. Păi da, du-te tu pe unde crezi tu, du-te pe aici, urmărește-mă. Eu ți-am zis, eu știu pe unde este, că s-a putut geniu, hai. Eu vreau să mă duc unde vreau eu. Dar tu unde vrei tu și eu râd, hai. Serios? Hai să te văd, da, hai. Hai să mă vezi, să uite, uite, vezi? Din câta încercare, că dacă din era prima. Pe prima. Din prima. Ia uite, bă, dar cine a sculptat acest dobleac? O să ne mănânce? Da. Bă, suntem interiorul dobleacului, ești nebun? Hai că asta e super tare. What? Ce tare e seria asta de Halloween! Mamă, ce-mi place Halloween-ul. Și mie, îmi place foarte, foarte, îmi plac foarte așa Halloween-ul, mult. Îmi place mie. Mamă, dar ce fain pereții. Deci așa este, dacă nu știați cum este un dovleac, vedeți acum fix, așa în premieră, da. Uite, are oscioare, trebuie să mergi peste ele. Are oscioare, dar n-are multe. Au căzut. Ai căzut!
Degeaba n-ai cot, că cu mâna stângă nu mă joc. Cristina, nu era mai bine dacă erai stângace? Nu. Eu așa cred că era mai bine. Poți să dau eu acum cot? Fac numai cu dreapta, că-s boss. Uite, știu cum a trecut. A trecut pe lângă mine, băi. Unde mai suntem acum? La unde club, am ajuns? La club, la casă. Auzi, ăștia-s cartofi prăjiți. Felix, da. Este o mână care te trage dacă nu ești atent. Cum adică? Stai că eu am dat cu capul. Unde mână? Că nu vede eu. O să vezi, o să vezi. Aia de club. Cristina, dă-și munte de cartofi prăjiți. Mamă, acolo să te muți. Băi, eu nu știu cum să... Așa, am trecut. Aia bucat de cartofi prăjit. Aoleu, vedeți că astea cad. Aia cade, nu cad, cade. Cade. Mai multe. Nu, ea cade. Uite. Ai de mine. Ce crezi? Ați văzut? Stai să mai vedem o dată mâna. Deci chiar vrea să ne ia? Da. Trebuie să mă ia. Hai, las-o să te ia. Hai să mă ia. Hai mă, vino mă încoace un loc dacă îți faci unghiile. Aoleu. Aici, frate, îndrăznești să ne iei? Hai, Ani. M-a luat! Ce faină! Ce faină, mă, vreau să vedeți să mă ia. Vrei să te lași pe tine? Hai, ia, mă. Trebuie să le lași pe Felix. Mă prins pe Felix, te-a prins, dar nu te-am văzut în timp ce te-a luat. Scuze, mai că vei, am ia acum, așteaptă să mă ia. Hai că te aștept aici. Stai că mi se încarcă luatul. Stai. Chestia este că eu nu pot să stau mult. Aboa, Felix. Dar de ce nu poți stai mult? Dar stai pe loc, că nu faci nimic. Ba, am impresia că poți să aluneci. Nu aluneci, lasă-mi pace. Numai tu poți să aluneci. Ia uite cum ia uite-ți Ia, mă, că-s boss. Yeah! Dar ce fain că te ia, adică nu-i doar așa, chiar te ia, simți cum te ia. Dar ce fain e-s dovleci ăștia. Dar bine că ai plecat. Bomboane! Hai, vezi să nu te mai ia. Nu lăsa pe clown să te ia. Ai grijă. Păi nu m-a lăsat Cristina, tot. Uite, fain. Bomboane. Oh my god, încă o mână de clown. Nu vreau să mai ia asta, gata, m-a luat una deja. Stai puțin, astea sunt bomboane trompetă. Bomboane trompetă, Cristina, sunt la modă, sunt bomboane de lăutari. Hai. Sunteți gata să mergem încă o dată în gura clownului cu dinții galbeni? Dar nu știi care dinții galbeni. Păi se vede, ne ajut. Iar e aurii. E, da. Azi, ce se face aici așa? Ieșirea în capătul alt. Gamerit să fii ultima. Uite, așa sunt sept de masaj. Mamă, ai de cap. Băi, dar ce s-a întâmplat în cartierul ăsta? Ia uitați. Pur și simplu astea sunt case care nu au ușă, voi vedeți? Numai și numai geamuri, adică nu poți să intri și nu poți să ieși. Nu, e ușa în capăt. Mă întreb oare ce mister se află. E casă lungă. E casă vagon? Dar uite, știu că n-are ușă. Dar nu-i trebuie ușă, Cristina, e doar așa, e ușa în capăt. Pur și simplu nu are ușă. Intri pe geam, Cristina, că să nu mai pierzi cheia. What? Asta trebuie să sar pe ele, nu? Da, trebuie să sar pe ele, dar du prima. Ia uite-te, ce bomboane. Și asta, mă? Eu cred că am completat acest obi. Băi, tare. Cristina, uite ce m-am șocat când am aflat că trebuie să mai merg la școală. Asta când îți vezi nota de la test. Da. Și asta când afli ce este de la bătări la test. Eu nu pot, știți de ce? Pentru că eu am machiaj. Și pe machiajul ăsta nu se pune nicio mască. Ia uite ce încredere am eu. Ia să te mai văd. Vai de mine, stai asta când n-ai dormit o noapte. Asta și vezi, somnorici. Uite, somnorici. Asta e luni dimineața. Și asta este când afli că dă test și tu habar n-ai ce să scrii. Oh, nu! Habar n-am ce să scriu. Bă, a fost mișto ăsta și... Chiar super, deci, mi-a plăcut mult. Începem seria de halu și scrieți în comentarii. Vă ia să jucă mai ta, cocolic, da? Ia uite-te, iarăși ne-am unit aici, copilul nostru din Roblox. Arată-i frumos, adică, na, de Halloween. Rupeți butonul de cocolic. Și ne vedem la viitoare. Pa!